Mă bucur să văd că sunteți atât de mulți, apreciez că ați venit în mare așa de mare, ca să povestim puțin despre iubire. Și am să vă întreb, prin și primul rând, câți dintre voi iubiți lucrul ăsta? Mulți. Câți dintre voi puteți să spuneți cu mâna pe suflet că sunteți curajoși în iubire, că sunteți aveți curaj să vă deschideți sufletul. Mulțumesc. Am să vă povestesc ceva din viața mea. Acum 10 ani de zile, mai bine de 10 ani de zile, am cunoscut un băiat. Aveam 26 de ani, el avea 23 și după 3 zile îmi spune, te iubesc. Mi s-a părut un te iubesc sincer și din suflet. Doar că nu m-am simțit suficient de curajoasă să mă arunc cu capul înainte într-o nouă relație, pentru că tocmai ieșisem dintr-una de 6 ani și nu simțeam că sunt pregătită. Și am spus asta. Și mi-am zis acum că a fost un scump și un drăguț și a zis nu-ți mai face griji pentru ce ar putea să fie, hai să lăsăm timpul să decide ce va fi bun. Este povestea mea și a celui care acum este soțul meu. Suntem de 10 ani împreună, de 8 ani căsătoriți și avem doi copii minunați care sunt sufletul nostru. Vreau să facem un mic exercițiu. Vreau să inspirați adânc și să expirați. Haideți, cu toții, cu toții. Expirăm. Așa de natural și de firesc ar trebui să fie și cu iubirea. Nu este nici ușor, nici greu, pentru că nu ar trebui să fie un efort. Și totuși a devenit în ziua de astăzi aproape imposibil să iubești, să fii iubit și vă propun să vă întrebați de ce. Am să vă spun o poveste. Povestea unui călugăr foarte bătrân, care era pe moarte și s-au adunat toți discipoli, adepții, prietenii, pe care iubeau să fie aproape în ultimele clipe. Un vechi discipol de-al lui s-a hotărât să dea fugă la piață ca să cumpere o prăjitură. Ceilalți întrebau de ce tocmai acum, că nu era momentul cel mai potrivit. Dar maestru parcă aștepta pe cineva și când a văzut venind, a spus, ai venit, ai adus prăjitura? Și cu o mână fermă a luat prăjitura și cineva de lângă îl întreabă, maestre, ești foarte, foarte bătrân, în curând ai să stai ultima suflare și totuși mâna nu-ți tremură. Nu-mi tremură pentru că nu-mi este frică. Și a început să mănânce din prăjitură, iar altcineva întreabă, maestre, un ultim mesaj pentru noi, ultimele tale cuvinte pe care vrei să le ții în minte și el spune cu ultima suflare, prăjitura asta e delicioasă. Asta înseamnă să trăiești aici și acum, să nu te temi de ce va urma, să trăiești acest moment. Pentru că acest moment, această prăjitură e delicioasă. Puteți să vă trăiți viața în două moduri. Orientați spre frică, orientați spre iubire. Dacă trăim orientați spre frică, vom avea în permanență teamă de a ne deschide față de celălalt și de a lăsa pe celălalt să ne pătrundă în suflet. Dacă vom fi orientați spre iubire, nu ne vom teme de viitor, de consecințe, vom trăi aici și acum. Iubirea e o floare rară. Ea florește când nu îți este frică. Când nu ți-e teamă, poți să fii deschis. Să lași pe celălalt să pătrundă în sufletul tău și atunci și celălalt te va lăsa să pătrundă în sufletul lui, pentru că apare încrederea și dacă ție nu ți-e frică, nici celălalt nu-i va fi frică. E un subiect sensibil pentru mine. Ce vreau să vă întreb? De ce să ne fie frică, de fapt? Chiar dacă ești deschis și toată lumea te știe așa cum ești tu cel adevărat, de ce să ne fie teamă? Ce rău ne poate face asta? Sigur, s-ar putea să nu ne placă, să nu ne accepte, să nu ne iubească, dar atunci nu este omul potrivit pentru care să ne trăim viața și nu cred că are sens să pierdem timp prețios într-o relație de genul ăsta. Nu aveți de ce să vă temeți.
Și o să vă spun, este extrem, extrem, extrem de important. Nimeni nu vă vrea răul, nimeni nu este împotriva voastră și dacă veți înțelege acest lucru, veți putea avea o relație de calitate și o relație plină de iubire. Cu cât iubești mai mult, cu atât nu ți este teamă. Ăsta este îndemnul meu pentru voi în seara asta, să fiți curajoși în iubire, să fiți aventuroși, pentru că cu cât iubești mai mult, frica va dispărea. Dacă există iubire profundă, nu există frică, în schimb există mulțumire. Și atunci, întreaga existență se oprește în loc. Singurul moment, momentul prezent, este cel care contează. Și veți putea spune, această prăjitură e delicioasă. Vă mulțumesc și vă doresc să dați o